La 62 de ani, antrenorul de spadă Mihai Popa trăiește provocarea carierei. De 5 luni, tehnicianul lucrează cu lotul olimpic de spadă feminin al României și este omul care a luminat drumul Anei Maria Popescu spre ultimele succese în Cupa Mondială. Fost campion european și medaliat cu argint și bronz cu echipa de spadă a României, Mihai Popa a câștigat campionatul mondial universitar de la București în 1981. Multiplu campion balcanic, de 23 de ori campion național și câștigător de 7 ori a Cupei României pentru CSEA Steaua, Mihai Popa este convins că Ana Maria va ajunge la Jocurile Olimpice și chiar va cuceri o medalie la Tokyo. Domnule Popa, în primul rând, felicitări. Aveți 5 luni de când lucrați cu ea. Care este secretul succesului? Ea este o profesionistă desăvârșită. Adică, mulțumesc domnului Podeanu că a crescut-o așa. Lucrează până la epuizare. Știe, are psihic, are... Ne-am întrepătruns ca două roz din sate și de aici e și treaba. Cu muncă, nu mai cu muncă, altfel nu merge. Unde o vedeți la Tokyo? Pe podium, sigur. Cum e să lucrați cu o sportivă atât de mare cum este Ana Maria? La început am avut emoții, pe urmă ne-am înțeles. Dar la început am avut emoții, că na, nu puteam să greșesc. Dar eu am mai lucrat în Italia și am scos acolo campion mondial și european de seniori. Care a fost primul gând care v-a trecut prin minte în momentul în care ați primit propunerea de a lucra cu Ana? Să mă înțeleg cu ea. Aia a fost primul lucru și pe urmă mergea treaba. O cunoașteți de când era mică, aproape de când a intrat în sala de scrimă. Credeați că va ajunge în acest punct al carierei? Da, pentru că ea mai venea la mine în casă cu fiimea și să jucau și eu mai glumeam cu toți copiile, mai dădeam cât un pumn în umăr din joacă. Când i-am dat, ei unul mi-a dat doi înapoi și am zis, opa, asta luptă și așa este. Care este cea mai mare calitate pe care o admirați la Ana? Ascultă, răbdarea și decizia. Are o decizie foarte bună. Ne-a spus că sunteți unul dintre motoarele care o împinge de la spate în acest sezon și transmiteți o energie pozitivă imensă. Cum reușiți acest lucru? Păi dacă vrei să faci performanță, trebuie să faci sacrificii. Nu există că azi e duminică, nu fac nu știu ce, sau n-am chef astăzi. Nu există. Vrei să faci performanță, trebuie să te dăruiești. N-ai cum altfel. În trei epitete, cum ați caracterizat-o pe Ana? Profesionistă, inteligentă și cu un psihic extraordinar. Pentru mine a fost o provocare să începem să lucrăm împreună, mai ales pentru faptul, și asta să știi că este în premieră, n-am mai spus nimănui, domnul Popa a fost primul meu contestatar, cu toate ghilimelele de rigoare, când eram micuță prin sală pe aici, tot timpul îmi spunea, nu stau bine în gardă, nu fac aia, iar eu cu tupeul acela fantastic de oferit de tinerețe, îi spuneam, da, dacă nu le fac pe toate bine, cum de-am ajuns campioană mondială de cadeți? Ei bine, dânsul doar îmi spunea că dacă aș lucra un pic mai mult și mi-aș corecta anumite detalii, poate n-aș fi fost doar o dată campion mondial, aș fi câștigat de două ori. Și aici atins să-i dau dreptate, dar uite, au trebuit să treacă aproape 20 de ani. Îmi place foarte mult și mă ajută foarte mult entuziasmul dânsului de lângă planșă. Pur și simplu mă uit la imaginile din competiție și văd acel entuziasm, acea bucurie pură, care pe mine mă motivează, îmi dă și mie, îmi transmite acea energie. Niciodată nu pune presiune pe mine. Asta este foarte important. Este acolo, găsește soluții. Dacă soluția nu e bună, trebuie doar să-i fac un semn. Încearcă să caute altceva. Comunicăm foarte bine și cred că ăsta este secretul.